So that word is, I think nowadays mostly about copying, which I don't really like. I really try to avoid to make stencils nowadays. That's why I'm doing mostly Japanese art, because it's more like freehanding stuff. But if it's possible, I try to freehand everything on the skin, because I don't like to be a slave to put a stencil there and like in kindergarten just to copy the stencil. I don't find pleasure in that. In the first years, it's very, very enjoying, because you enjoy the technique, how the needles goes in the skin, and you enjoy the, I don't know. And of course, everybody's happy. But after that, when you start to paint and you realize how much freedom is when you have an empty canvas and you can do whatever you want, it's limitless. After that, to go back to copy a stencil, it's like stepping back. So if you want to, I don't know, enjoy it again, then you have to somehow find the freedom in tattooing as well, just like in painting. So. Ocean Wisdom. Big up Dirty Dark on the beat. Shout out to RF, Black Ink, Bars, all my guys doing this thing. Shout out to Mac Doc, Brighton Town. This is how we do this. Yeah. Yeah, okay. Yeah, see me, I'm walking. Why? Cause I don't run, fam. Make a film about me, find a proper fucking stunt, man. I'm Captain Wiz and I'm actually shoving dirt in a dustpan. I'm blowing it back in faces of waste men who try and brush, man. I get a wheel in the club on a microphone. They didn't know I handle bars, it's a minor though. Uite, poate pe viitor, la următoare întâlnire care o să o avem, garantat o să o mai avem aici la București, să combinăm și alți artiști, să intrăm, să facem un art fusion. Ce părere trebuie la asta? Pentru lucruri de genul ăsta sunt deschis, nu sunt deschis la relații de lungă durată. Așa, dacă se întâmplă spontan, e ok. Îți se spune, mai calci pe lângă, da. Nu, tot timpul am face lucrul ăsta cu plăcere și de-aia mergem să pictăm și în convenții și prin festivaluri, să atragem oamenii să încerce să facă și ei. Got the dank pip in my cellar, I'm the dank pip seller. To me smelling way too much, so wrap that in some cellar. Celebrate, can't man one, tell a mate about this massive fella. On the beat and on the shoot, there ain't no acky bit of fast, he's fed up, yo. Ok, deci gusturile s-au schimbat. Deci că suntem mult mai superficiali sau care e treaba? Nu, doar că trebuie să evoluăm, nu trebuie să rămânem la aceleași chestii mereu, ani de zile, cum ne ceartă bunițe că stăm toată ziua pe telefon și nu mai jucăm și o tron. Păi trebuie să evoluăm cumva, nu știu, bine, rău, evoluăm, că nu putem sta pe loc niciodată. Și așa e și cu statuile. Aveau farmecul lor atunci, da? Dacă s-ar mai face acum, n-ar mai avea același farmec. Acum să fac niște cuburi, niște triunghi și au farmecul lor, pentru că suntem contemporani cu ele. Și asta cere imaginația noastră acum. Cere, asta ne dorim noi acum. Pentru că asta se face, asta privim, deci toți ne dorim lucrul ăsta. Vreau numai să știu cum să-mi programez foamea. Să-ți programezi foamea? Programează-ți-o cam într-o oră. O oră și un pic. Untura. Și plâng. Plâng că se închide această sesiune de pictură și să te motiv. The front lines, back in the night, evil my world.